10 iulie, adică până mâine. Cine se poate înscrie în această sesiune? În primul rând, elevii care au căzut, care nu au promovat una sau mai multe discipline sau chiar toate disciplinele din prima sesiune, sau cei care nu s-au înscris. Se pot înscrie și elevii care nu au avut situația școlară încheiată sau au fost corigenți, cu toate că sesiunea de corigență pentru clasele de terminare, clasa 12, respectiv a 13, anul de completare, este 5-6 august. În cazul în care vor promova examenele de corigență sau își vor încheia situația școlară, în 17 august se vor putea prezenta la proba de limba și literatura română, probă orală. Elevii care au căzut doar la o probă din cadrul bacalaureatului vor fi examinați în a doua sesiune doar la materia respectivă. Ieri și astăzi au avut loc examenele pentru titularizare. Dintre cei 1420 de înscriși au dat examenul doar 1104. Pentru examenul de titularizare din acest an s-au înscris 1420 de candidați, însă doar 1309 de cereri au fost validate. Nu toți dascălii s-au prezentat însă la examen, 205 s-au răzgândit. Cele mai căutate posturi au fost cele de profesori de istorie și geografie, urmate de cele pentru catedra de limba română. Mulți tineri au dorit să devină profesori de educație fizică și sport. Pentru aceste posturi au dat examen aproximativ 100 de profesori și posturile în învățământuri preșcolar au fost la mare căutare. Pentru acestea s-au înscris 230 de candidați, 194 de persoane au dorit să lucreze în învățământul primar. După vânt și ploi, Bistrița a fost învăluită de un val de căldură. Bistrițenii trebuie acum să se ferească de caniculă. După ce timp de mai multe zile Bistrița a fost asuprită de ploi, a venit acum rândul caniculei să-și arate forțele. Bistrițenii se feresc de caniculă așa cum știu ei mai bine. Se îmbracă subțire și beau multe lichide. Alții sunt mai inventivi și intră în magazine care au aer condiționat. Alte măsuri împotriva căldurii? Mănânc multe, beau multe lichide. Cum vă protejați de căldură? În multă apă. Ce faci ca să nu-ți mai fie așa de cald? Te îmbraci mai subțire? Da. Multe lichide la umbră. Efort fizic. Intrăm pe la magazinele astea cu telefonii ca aer condiționat. Până acum niciun bistrițean nu a ajuns la spital din cauza caniculei. Încă nu am avut cazuri de insolație. Probabil dacă această căldură va dura, o să apară și astfel de situații. Oricum, populația trebuie ca să se ferească de acest fenomen. Sigur, simplu, evitând expunerea la soare, mai ales în orele amiezii, având în vedere că razele calorice și filozofia științifică văd că merge mai departe, începe ca să identifice tot mai multe nocivități ale acestora asupra organismului, inclusiv înmulcirea cazurilor de cancer a pielii. Deși cazurile de insolație încă nu au apărut, mulți bistrițeni au ajuns la spital în urma unor mușcături de insecte. Patologia care a apărut în ultimele săptămâni se referă la mușcăturile de insecte. Nu aș putea ca să spun că predomină o insectă anume, dar ea există și în principal tratamentele sunt aceleași. Sigur, probabil persoanele respective stau mai mult timp în natură, fac plajă, altfel nu pot ca să îmi explic de ce există această agresiune. Luați-vă așadar măsurile necesare pentru a nu ajunge la spital din cauza căldurii sau a insectelor. Donând sânge, salvați vieți. Centrul de transfuzii sanguine din Bistrița se confruntă în această perioadă cu o criză de sânge pentru toate grupele. Aceasta, deși în ultimele luni mulți bistrițeni s-au hotărât să doneze. Prin acest gest, donatorii pot salva vieți, dar au și ei la rândul lor o serie de beneficii. Oricine poate avea nevoie într-un anumit moment al vieții sale de o transfuzie de sânge ca urmare a unor accidente sau unor boli soldate cu pierderi masive de sânge.
Totuși, pentru protejarea sănătății și securității donatorului și a primitorului, este necesară îndeplinirea câtorva condiții. Vârsta persoanei care donează trebuie să fie cuprinsă între 18 și 65 de ani. Donatorii nu trebuie să fie alergici la medicamente. De asemenea, aceștia nu trebuie să aibă antecedente de hepatită, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli nervoase și cardiovasculare sau malarie. Bistrițenii frecventează destul de des Centrul pentru Transfuzii Sanguine. În luna iunie s-au prezentat 413 persoane. Dintre aceștia, 43 de donatori au trecut pentru prima dată pragul Centrului de Transfuzii. De la începutul lunii iulie până în prezent, la Centrul de Transfuzii Sanguine, Bistrița Năsăud, s-au prezentat 138 de donatori. Unii probabil au donat pentru a ajuta alte persoane, alții poate au profitat de beneficii. Un donator de sânge beneficiază de un control medical gratuit de analize pentru hepatita B și C, HIV și sifilis. La fiecare donare, Centrul de Transfuzii acordă un bon de masă. În cele din urmă, motivele nu mai contează. Important este că acești oameni salvează vieți. Din păcate însă, Centrul de Transfuzii Bistrița Năsăud se confruntă în această perioadă cu o criză de sânge pentru toate grupele. Nevăzătorii circulă gratuit cu trenul. Toți membrii Asociației Nevăzătorilor Bistrița Năsăud pot circula gratuit cu biletele primite de la asociație. Județul nostru are aproximativ 2200 de persoane cu deficit de vedere. În Asociația Nevăzătorilor Bistrița Năsăud sunt înscrise peste 1500 de persoane nevăzătoare. Membrii asociației beneficiază prin intermediul acesteia de bilete care le permit să circule gratuit cu unele mijloace de transport. Biletele se găsesc bilete gratuite pentru nevăzători, atât la asociația, prin Asociația Nevăzătorilor, cât și prin Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului. Nevăzătorii beneficiază de aceste bilete, cei care au gradul de handicap accentuat și cei care au gradul grav. La gradul mediu nu se acordă bilete de călătorie. Dar din nefericire, datorită faptului că ANPH-ul, Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap, nu prea decontează biletele firmelor de transport auto, multe firme refuză să primească nevăzătorii cu aceste bilete pe microbuze, autobuze și nu pot beneficia de aceste bilete, deși le dețin. Persoanele care beneficiază de bilete gratuite nu le pot folosi însă întotdeauna. Aceasta pentru că Agenția Națională a Persoanelor cu Handicap nu decontează firmelor de transport aceste bilete. Aveți grijă cum vă creșteți copiii. Părinții responsabili riscă să rămână fără ei. Dacă se dovedește că o familie nu își îngrijește bine copiii, e posibil ca aceasta să fie decăzută din drepturile părintești. În cazul în care există suspiciunea că o familie nu își îngrijește copiii așa cum se cuvine, intervin reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială. Aceștia vizitează copiii la locuințele lor și se informează despre felul în care sunt îngrijiți. Dacă sănătatea sau dezvoltarea fizică a copiilor este primejduită de comportamentul părinților prin purtare abuzivă sau prin neglijență, părinții vor fi decăzuți din drepturi. Totodată, legea 272 pe 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului instituie obligația direct